Ulcerul indolent cornean la rasele brahicefalice ne pune răbdarea la încercare și dintr-o dată, după o a doua, a treia debridare, te trezești în aceeași echipă cu proprietarul, foarte nemulțumit și depresiv, îți vine să-ți iei lumea în cap, să nu mai practici medicină veterinară și poate să-ți deschizi o cafenea. Ulcerul cornean indolent se vascularizează inițial timid, apoi vascularizația devine din ce în ce mai abundentă, dar întotdeauna vei avea periferic o leziune corneană care fixează fluorescein. După o debridare, 2, 3, 4, după ce răbdarea ta a fost pusă la încercare de multe ori, reușești să vindeci acest ulcer indolent cornean. Se vindecă uneori, după o lună, 2 sau chiar 3 luni de tratament, cu o vascularizație timidă sau cu o opacizare. Ceea ce trebuie, în schimb, să cunoască proprietarul întotdeauna, acești pacienți trebuie menținuți cu tratament local cu lacrime artificiale toată viața acestora pentru evitarea ulcerelor indolente corneene.